Sărut mâna doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor, iată-ne aici la Gaudeamus Radio România, într-un moment drag nouă pentru că ne-am strâns să fim fericiți, ne-am strâns să ne amuzăm, ne-am strâns să citim o carte, o carte de umor, pentru că în România a face umor de calitate a devenit un lucru tot mai greu. Trebuie să vă spun de la început că niciodată n-am crezut în zicala aceea românească ce spune că râsul îngrașă. E adevărat că am luat cartea lui Ducu Mogoșanu, Pila, iar când am început să o răsfoiesc aveam 52 de kilograme. Acum am dublu. Ei bine, răsfoind această carte nu mi-a rămas în cap nimic. Nici nu avea ce. Nu cartea este de vină. Povestea este însă că această carte a izvorât din viață, sau invers. Una peste alta, citind cartea lui Ducu Mogoșanu, care se numește Pila, și o să vedeți de ce, pentru că ne-am obișnuit atât de tare să dorim o pilă bună, încât nu mai putem scăpa de ea, așa e și cu mine, care de 20 de ani nu mai pot scăpa de domnul Mogoșanu și nici de pila lui. Ceea ce ar fi de spus în final este că umorul care răzbate din această carte este un umor sănătos, este un umor pe care vă invit să-l savurați, este un umor care ne face să fim, dacă nu mai buni atunci când citim un capitol din această carte, măcar mai împăcați cu noi înșine. Pentru că, până la urmă, râzând, îndreptăm, nu-i așa, toate năravurile. Și pentru că domnul Mogoșanu trebuie prezentat și într-un alt fel, sigur că vânzând această carte va muri de foame pentru că nu o să se cumpere, mai are și o altă meserie, el este managerul studioului regional Radio Craiova, iar denumirea de manager pentru domnul Mogoșanu vine din franceză, din franțuzescul manger, adică a mânca. Pentru că ori de câte ori îi întreb pe colegii lui ce mai face Ducu Mogoșanu, răspunsul este invariabil. Ne mănâncă sufletele. Mulțumesc! Eu trebuie să mărturisesc că mă întâlnesc cu Ducu Mogoșanu în fiecare zi cam de 3 ori. Nu știu dacă el știe, dar asta se întâmplă. Odată dimineața, la prima răsfoire a Facebook-ului, când tot omul se uită să vadă ce s-a mai întâmplat de când s-a dus el la culcare, și atunci râd prima dată. Și atunci dimineața devine mai simpatică. Ne mai întâlnim odată pe la prânz, când mai râd odată și îl întreb pe colegul de lângă, ai citit-o pe aia cu frizerul, cu murăturile, cu ceața, curățenia, Mirabela, nu contează. Da, replica este, nu se mai face bine. Sigur, cu tot dragul și cu toată simpatia și cu toată aprecierea. Și ne mai întâlnim odată seara, la sfârșitul zilei, când trecem în revistă tot ce s-a întâmplat și mai râdem odată. Și eu zic că ne face un mare bine Ducu Mogoșanu, pentru că fără umor, cotidianul este de nesuportat de foarte multe ori. Din punctul meu de vedere, ceea ce are foarte special, are o abilitate și o capacitate extraordinară să facă din vorbe lucruri la care nu te-ai gândi. Este ca un fel de maestru de dans, mi se pare mie, care își trimite echipa pe scenă și face acolo dans de societate, street dance, rap, se dansează în perechi, se dansează horă, se dansează de toate felurile și el monitorizează atent din culise. Zic că merită și eu zic la fel, cu zâmbetul viața este mai frumoasă, dacă și râdem cu atât mai bine, și Ducu ne ajută să facem asta în fiecare zi. Sărut mâinile, bună ziua, bine ați venit. O spun de fiecare dată, așa că nu o să ratez nici acest prilej. Se zice că este mai bine să taci și să creadă lumea că ești prost decât să vorbești și să înlături orice îndoială. Eu în continuare o să vorbesc, pentru ca dumneavoastră să nu aveți îndoiele asupra mea. Am mers întotdeauna pe principiul că atunci când Noe a început să construiască arca, încă nu ploua.
Ori Pila, până la urmă, încearcă să fie un manifest. Dacă primul volum nu vă convinge, cel de-al doilea, pe care aș vrea să-l lansez în preziua votului, nu ca un îndemn, ci ca o avertizare pentru cei ce vor câștiga, că nu neapărat înseamnă că au și toate drepturile. Cel de-al doilea volum este mult mai direct și mult mai clar și nu ferește pe nimeni. Noi să ne întoarcem însă la primul, din care am ales episodul 40, pentru că se apropie sărbătorile, care se numește Revelion la Craiova. De Revelion au fost toate bune și frumoase. Mai ales una blondă, care stătea mai în stânga. Avea așa niște... care... Adică deloc nu... Am admirat-o așa, ca un pictor, ca Picasso. O și vedeam cu un ochi în palmă la ea și cu un sân după ureche. La mine. Mie mi-a făcut cu ochiul la gustarea rece, lui fiul meu la friptură și soției mele la tort, de la frișcă, probabil. A fost și spectacol. Pe la două mi s-a așezat în poală o doamnă care până atunci dansase agățată de un stâlp. Oboseala, fără îndoială. S-a încolocit pe mine ca anaconda și mi-a fluturat în ureche, pot să-ți ofer orice. Atunci am prins și eu curaj, am profitat de ocazie și am... Doamnă, vă rog din suflet, aș vrea și o sarmale, pentru că mie nu i-a adus. A plecat așa cum a venit, dar a strânit amintirea unor simțiri aproape invizibile. Un pic de animație a mai fost pe la patru, când din cauza agresiei Bobby și-a dat nepotul de grindă și nu la grindă. Ambulanța a venit repede, dar cum e la noi, l-a luat pe Vasile, pe care îl cunoștea, să-l ducă acasă. Am plecat și noi pe la șase. La ușă ne-am întâlnit cu Mirabela, era cu soțul ei. El a făcut box, eu teatru. Mi s-a confirmat încă o dată că teatrul nu folosește la nimic. Mulțumesc! Ei bine, să știți că este una dintre cele mai puțin reușite. Și pentru că am vorbit de teatru, vreau să vă spun că una dintre mândriile noastre, cea mai mare, este a domnului Mogoșanu, pentru că este vorba de fiul său, a soției domnului Mogoșanu, pentru că este vorba de fiul dumnei, și a mea, pentru că este vorba de un artist în devenire, care probabil va juca pe Broadway, iar eu mă gândesc să-mi mărit fata după el, pentru că va fi plin de bani. Doamnelor și domnilor, haideți să auzim un poem fără titlu, de la Mircea Mogoșan. Hai salut la tot poporul, eu sunt Doru, vânătorul, stau cu pușca și visez, cam pe cine să amendez. N-am pe cine că-și firește, lumea bună se ferește să facă vreo nedreptate când n-are imunitate. De-aia prin pădure rar mai fac câte un inventar. Am poteși prin luminișuri, am uscături și tufișuri, multe de supravegheat, dar nu mai avem vânat. Străinii l-au împușcat și l-au dus în țara lor, ajutați din interior. Nu tu iepuri, căprioare, nu mistreți, nu urși, oricare știe că avem frat și mure. Dar nu mai avem pădure, că au tăiat-o ca s-o fure. Și noi nici n-am observat și atunci când ne-au întrebat, tot așa am raportat. Du-du-du, tractorul ară, du-du-du, mașina cară, du-du-du, nimic în țară, du-du-du, nimic la moară. Tu, care te ții de șotii, du-du-du-te în altă parte și trimite-ne o carte. Poștală, bineînțeles, dar să nu ne scrii prea des. De-aia întreb cu cutezanță, cine a pus ce a pus pe cleanță? Pa! De mâine sunt în vacanță. Nu că școala se oprește, dar cine mă mai primește? Vă mulțumesc! Ei bine, și misiunea mea, misiunea noastră de anfitrioni se oprește aici. Cartea o găsiți, cât o mai găsiți. E ediție rară, să știți. Primele 5 sunt de colecție, iar autorul, dacă va binevoi să scoată și pixul, va da și autografe. Dacă nu, nu.
București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.